Sâmbătă, 22 martie, reprezentanții Asociației Petro Aqua din Petroșani au marcat Ziua Mondială a Apei. În fața primăriei din localitate, alături de un grup de copii, reprezentanții asociației au împărțit pliante trecătorilor. Reluăm o activitate de acum 15 ani. Este trupa copiilor Prietenii Apei, care deja de anul trecut a început să facă primii pași și avem planuri mari până când ajung în clasa a patra să obținem niște rezultate deosebite. Potrivit reprezentanților Petro Aqua, conform unor studii de amploare efectuate din cauza secetei, resursele de apă din această vară vor fi foarte scăzute. În momentul de față, cantitatea de precipitații, zăpada care a fost în munți, rezerva este la minimum. Deci putem să ne așteptăm ca în timpul verii, dacă va fi secetă, să avem o lipsă gravă de apă. Copiii prezenți la această manifestare s-au declarat încântați de faptul că le pot da sfaturi celor mari. Să transmit oamenilor să nu mai arunce gunoaie în apă. Cât de importantă este apa pentru tine? Foarte importantă, pentru că fără ea nu putem trăi. Pentru ca să apărăm apele de mizerii, să le curățăm, ca să... Așa. Cât de importantă e Ziua Mondială a Apei pentru tine și apa în sine? Foarte mult, pentru că fără apă nu putem trăi. Ziua Mondială a Apei. Și cât de importantă e pentru tine această zi? Ce ai învățat tu astăzi? Că trebuie să păstrăm apele curate. Astăzi e Ziua Mondială a Apei și de acum înainte să nu mai arunce gunoaie în natură. De asemenea, trecătorii s-au arătat surprinși de această acțiune în care au fost angrenați copiii. Foarte simpatic. Credeți că oamenii ar trebui să păstreze mai mult apele curate? Logic, logic. Și apele și orașul. E ceva simpatic, nu știu. Prima oară când mă treabă asta, frumos. Sub sloganul Părinți, salvați-ne viitorul, s-a desfășurat acțiunea prin care a fost marcată Ziua Mondială a Apei în municipiul Petroșani.